Criza de la Tarom pare stinsă. Compania aeriană a transmis marți dimineață că a ajuns la o înțelegere cu piloții care luni au invocat probleme de sănătate și au anunțat că sunt inapți de zbor. Conform comunicatului transmis de Tarom în dimineața zilei de 9 iulie, toate zborurile regulate atât pe rute interne cât și externe se desfășoară conform programărilor de zbor. Luni, zeci de curse aeriene operate de Tarom au fost anulate din cauza indisponibilității temporare a membrilor echipajului. Piloții și comandanții aeronavelor Tarom ar fi cerut o majorare salarială de 40% în condițiile în care venitul lunar al acestora ajunge și la 6.500 de euro. Cel puțin așa a declarat ministrul transporturilor Sorin Grindanu, în opinia căruia o majorare de 1.500-2.000 de euro ar fi prea mare. În urma negocierilor dintre reprezentanții tarom și piloții nemulțumiți de salarii, aceștia ar fi obținut o mărire de 1.500 de euro în etape. De asemenea, compania va mări diurna externă la 240 de euro pentru pilotul comandant și la 200 de euro pentru copilot. Măsurile agreate vor fi negociate în cadrul contractului individual de muncă cu membrii echipei. S-arată în comunicatul Tarom. În ceea ce privește situația pasagerilor care au așteptat în zadar luni îmbarcarea în avioanele Tarom, Sorin Grindanu a declarat că despăgubirile pentru pasagerii afectați vor fi plătite de compania aeriană, care trebuie să găsească resursele financiare necesare. Greva mascată a piloților Tarom a provocat companiei pierdere evaluate la circa 2,5 milioane de euro. Echipa managerială selecționată în baza prevederilor ordonanței privind managementul corporativ are toate pârghile legale să ia decizii administrative necesare pentru evitarea unor astfel de blocaje și pentru a preveni repetarea lor. De aceea, echipa managerială trebuie să vină urgent cu un plan eficient de restructurare, prin care să asigure capacitatea operativă a companiei Tarom, a punctat Ministrul Transporturilor.